38 de persoane din Almaș au fost adăpostite la căminul cultural duminică seara în urma precipitațiilor care au avut loc sub formă de averse de ploaie și izolat grindină, cotele fiind depășite pe râurile Almaș și Agrij. Isus Elaj a monitorizat permanent pe parcursul nopții cu mai multe echipaje de la Hida și Zalău cele trei zone afectate. Datorită ieșirii din matcă al afluenților râului Almaș în localitate, au fost afectate un număr de 13 case și 30 de gospodării, din care au fost evacuate preventiv 38 de persoane care au fost adăpostite la căminul cultural. Pe raza localității Mihaiu Almașului au fost afectate 20 de gospodării, intervenindu-se pe parcursul nopții cu un echipaj, evacuându-se apa cu ajutorul unor motopompe de 5 gospodării și 5 anexe. Până la această oră, apele s-au retras de pe carosabil. Inspectoratul pentru situații de urgență Porlisum al județului Sălaj a fost anunțat aseară că au fost afectate de inundații, gospodării și terenuri agricole de pe raza comunelor Fildu de Jos, Almașu, Sân Mihaiu Almașului, Zimbor, fiind afectate de asemenea și următoarele drumuri: DN1G între localitățile Almaș și Cuzăplac, DN1F între localitățile Sân Mihaiu Almașului și Chendremal, DG108N între localitățile Almașu și Mesteacăn și drumul comunal 55 între localitățile Sân Mihaiu Almașului și Bercea.